Sunt Mini, ghidul tău de limba engleză. Vocea mea te va însoți într-o călătorie fascinantă. Vei descoperi că nimic nu este greu, dacă ești pregătit. Astăzi este cea mai bună zi să începi să înveți limba engleză. Voi face ca totul să fie cât mai ușor pentru tine. Asculți CD-ul, deci te-ai hotărât. Ține-o tot așa. Hi, my name is Minnie, your guide for English. My voice will join you on a fascinating trip. You will discover that nothing is difficult if you are ready for it. Today is a perfect day to start learning English. I will make it easy for you. You already listened to the CD, so you have decided to do it. Go for it! Prima lecție. Lesson 1. Gramatică. Grammar. Mai întâi îți dezvălui un secret. Limba engleză are o gramatică mai simplă decât limba română, prin urmare mai ușor de învățat. Forma de plural a substantivelor este obținută, în general, prin adăugarea terminației S. Apple, apples. Măr, mere. Cat, cats. Pisică, pisici. Dog, dogs. Câine, câini. Bat, bats. Liliac, lilieci. Horse, horses. Cal, cai. Leg, legs. Picior, picioare. Window, windows. Fereastră, ferestre. Mirror, mirrors. Oglindă, oglinzi. Door, doors. Ușă, uși. Excepție fac substantivele cu formă de plural neregulată. Man, men. Bărbat, bărbați. Woman, women. Femeie, femei. Foot, feet. Talpă, tălpi. Ox, oxen. Bow, boi. Mouse, mice. Șoarece, șoareci. Goose, geese. Gâscă, gâște. Sheep, sheep. Oaie, oi. Child, children. Copil, copii. În limba engleză nu există pronume de politețe, you fiind folosit universal atât pentru a exprima pronumele tu, cât și dumneavoastră. Ceea ce face diferența este maniera de adresare. Verbele limbii engleze se conjugă mult mai simplu decât în limba noastră. La prezentul simplu, present tense, există de obicei o singură terminație diferită, aceea pentru persoana a treia singular. La trecutul simplu, past tense, al verbelor regulate, terminația este aceeași pentru toate persoanele, and. Adjectivele nu au forme diferite la feminin sau masculin, la singular sau plural. Spre exemplu, adjectivul smart, isteț. She is a smart girl. He is a smart kid. They are smart people. Este o fetiță isteață. Este un puști isteț. Sunt oameni isteți. Trei verbe sunt foarte importante în construcția oricărei propoziții sau fraze în limba engleză. To be, to have și to do, adică a fi, a avea și a face. Fiecare dintre ele poate îndeplini și funcția de verb auxiliar. Iată conjugarea lor la timpul prezent în propoziții. To be. I am Minnie. Sunt Minnie. You are my friend. Ești prietenul meu. He is Alexander. El este Alexandru.
She is Helen. Ea este Elena. It is our cat. Este pisica noastră. We are Mr. and Mrs. Edwards. Suntem domnul și doamna Edwards. You are my guests. Sunteți musafirii mei. They are my students. Sunt elevii mei. To have. I have a small cat. Am o pisică mică. You have a white horse. Ai un cal alb. He has a red car. El are o mașină roșie. She has a big house. Ea are o casă mare. It has grey fur. Are blana gri. We have a little garden. Avem o grădină micuță. You have a smart child. Aveți un copil isteț. They have beautiful flowers. Ei au flori frumoase. To do. I do my homework. Îmi fac tema pentru acasă. You do your job. Îți faci meseria. He does his duty. El își face treaba. She does her work. Ea își face munca. We do our lessons. Ne facem lecțiile. You do your shoppings. Vă faceți cumpărăturile. They do their tasks. Își îndeplinesc sarcinile. Noțiuni generale. General concepts. Să nu uităm însă importanța lexicului. Este cât se poate de clar că, fără un vocabular minim în limba engleză, nu ne-am putea face niciodată înțeleși oricât de multă gramatică am cunoaște. Așa că să începem să vorbim în limba engleză. So, let's start speaking English. Călătoria noastră începe cu prezentare și saluturi obișnuite. Our trip starts with an introduction and formal greetings. Bună, mă cheamă Minnie, Minnie Jones. Dar pe tine? Hi, my name is Minnie, Minnie Jones. What's yours? Întrebări uzuale. Frequent questions. How are you? How do you do? Ce mai faci? I am glad to meet you. Sunt bucuros să vă întâlnesc. I am glad to see you again. Sunt bucuros să vă văd din nou. What is your name? Cum te cheamă? Who are you? Cine ești? Do I know you? Te cunosc? I don't remember meeting you. Nu-mi amintesc să te fi cunoscut. Where are you from? De unde ești? I'm from Romania. Sunt din România. I am a Romanian. Sunt român. And you? Dar tu? How old are you? Ce vârstă ai? I am 50 years old. Am 50 de ani. Cum salutăm? Hi, salut. Hello, bună. Good morning, bună dimineața. Good afternoon, bună ziua. Good evening, bună seara. Cum ne luăm rămas bun? Goodbye. La revedere. Good night. Noapte bună. See you soon. Pe curând. So long. Adio.
Farewell. Cu bine. Bye. Pa. Have a nice day. Să ai o zi bună. Cum ne exprimăm recunoștința și cum răspundem când ni se mulțumește? Thank you. Mulțumesc. I am grateful to you. Vă sunt recunoscător. You are welcome. Cu plăcere. Cum ne cerem scuze? I am sorry. Îmi pare rău. Excuse me. Scuzați-mă. I didn't want to do it. Nu am vrut să fac asta. I regret it. Regret. Așadar, sunt Mini, ghidul tău de limba engleză. Am 54 de ani și sunt româncă. Sunt căsătorită de 30 de ani cu un englez, Alexander Jones. Avem 2 copii, o fată, Emily, și un băiat, Peter. Povestea mea începe cu o întâlnire. So, I'm Minnie, your guide for English. I'm 54 years old and I am a Romanian. I've been married for 30 years to an Englishman, Alexander Jones. We have 2 children, a daughter, Emily, and a son, Peter. My story begins with a meeting. A meeting, o întâlnire. Good afternoon, Mrs. Jones. How do you do? I'm glad to see you again. Bună ziua, doamnă Jones. Ce mai faceți? Sunt bucuros să vă văd din nou. Hello, young man. But who are you? Do I know you? I don't remember meeting you. Bună, tinere. Dar cine ești? Te știu de undeva? Nu mi-amintesc să te fi întâlnit. Of course you do, Mrs. Jones.